Simplificarea procesului de înmatriculare, respectiv de radiere a autovehiculelor, anunță oficialii din Ministerul de Interne. Toți dealerii de autoturisme, inclusiv producătorii, vor putea înmatricula direct autovehiculele noilor proprietari printr-un simplu document. Astăzi voi semna ordinul Ministrului Afacerilor Interne, prin care înmatricularea vehiculelor să poată să fie făcută într-un mod mai eficient, mai simplu, astfel încât cetățenii să nu mai fie puși în situația în care pierd timpul, stau la cozi, în zone aglomerate, mai ales acum, în această perioadă delicată din punct de vedere sanitar. Așadar, prin acest ordin al Ministrului Afacerilor Interne, toți dealerii de autoturisme, de autovehicule din România, inclusiv producătorii, cu doi mari producători din România, Dacia, Renault și Ford, vor avea posibilitatea să matriculeze direct autoturismele noilor proprietari printr-un simplu document, un mandat pe care cumpărătorul îl încheie cu vânzătorul. În același timp, tot într-un mod digital, se pot face și alte operațiuni direct de către proprietarul autovehiculului. Este vorba de radiere, este vorba de obținerea autorizației provizorii de circulație, este vorba de obținerea unui duplicat al actului de matriculare și, în ultimul rând, extrem de important pentru producătorii autohtoni, pot să obțină o autorizație de circulație pentru probe, pentru noile modele pe care ei le vor produce în viitor, modele care, evident, au nevoie de aceste teste, de încercări și de verificări pe parcursul omologărilor. Florin Catan, șeful direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, a declarat la rândul său că se dorește ca în viitor operațiunea efectivă a înmatriculării să fie realizată în proporție de 80-90% electronic. Oferirea posibilității unei societăți comerciale care vinde autoturisme noi de a face operațiunea de înmatriculare pentru cetățean nu este decât un beneficiu clar la adresa acestuia, nemai fiind nevoie pentru el să vină la serviciul public comunitar pentru înmatricularea vehiculelor. În același context, subliniez faptul că, inclusiv pe această zonă, se dezvoltă în prezent un program informatic care va fi pus la dispoziția societăților comerciale din domeniu, venind în sprijinul acestora, astfel încât, într-o perioadă viitoare nu foarte îndepărtată, transmiterea documentelor și operațiunea efectivă de înmatriculare să fie realizată în proporție de 80-90% electronic. Astfel sunt eliminate mai multe documente cerute pentru diferite operațiuni, cum ar fi fișa de înmatriculare, dar și crearea premiselor pentru furnizarea unor servicii exclusiv online, păstrarea unui număr de înmatriculare, astfel încât să nu mai fie nevoie de deplasarea cetățenilor la serviciile publice comunitare. Toate acestea vor putea fi accesate de la domiciliu, prin utilizarea internetului. Totodată, Ministrul Afacerilor Interne a anunțat și alte măsuri privind permisele și actele auto. Pe lângă această simplificare pe care mi-am dorit-o încă de la începutul mandatului, o să procedăm și la o descentralizare a serviciilor de obținere a permiselor de conducere și de înmatriculare a vehiculelor, în sensul că acolo unde există distanțe mari între reședința de județ și cetățenii și într-un județ care are o întindere foarte mare, vă dau un exemplu cu Hunedoara. Am decis în viitor să facem un proiect care să apropie acest serviciu de cetățeni, să nu mai vină cetățenii la serviciu, în sensul în care, așa cum am spus și am dat exemplu cu Hunedoara,
sediul județean de la Deva să poată avea un punct de lucru și în Petroșani. La fel și în alte județe care au această problemă.